pentru că unul din obiectivele propuse de edilul orașului este transformarea în timp a Hunedoarei într-o destinație turistică. În acest sens s-au făcut ieri primii pași și anume a fost semnat contractul de amenajare a unei zone de agrement cu destinația Strand. Realizarea acestui loc de relaxare și distracție pe timp de vară, de care pot beneficia atât locuitorii municipiului de pe Cerna, cât și turiștii, este cu atât mai necesară cu cât în acest oraș nu mai există un astfel de loc. Terenul pe care se va realiza această zonă de agrement este situat în zona bazinului de înot, iar suprafața amenajată propusă este de 8.900 de metri pătrați. Strandul va cuprinde un bazin mare pentru adulți de 2.188 metri pătrați și un bazin pentru copii de 108 metri pătrați, cu diferite zone de relaxare și divertisment, inclusiv un teren de volei. Achiziția lucrării are o valoare de 9.288.449,5 lei. Potrivit datelor furnizate de primăria municipiului Hunedoara, Strandul va fi inaugurat cel târziu în luna iunie a anului 2015.